Preacuvioși și preacucernici părinți, și iubiți frați și surori, ne continuăm catehezele noastre, chiar dacă e vară, chiar dacă e perioadă de vacanță, noi nu întrerupem firul. Și încercăm, nu știu dacă reușim, să mai adăugăm câte ceva din punct de vedere spiritual în sufletelul nostru. Știți că în ultima vreme, la slujbele de duminică seara, am fost preocupați și suntem preocupați de Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. Slujba slujbelor. Noi nu putem concepe viața fără Sfânta liturghie. Iar Sfânta liturghie, vă readuc aminte, are două părți mari. Prima parte, liturghia cuvântului sau a catehumenilor, are un caracter învățătoresc. Pentru că în a doua parte a liturghiei în care ne comunicăm, liturghia să aibă un caracter sacramental. Și ne-am oprit din prima parte a liturghiei, la binecuvântarea cu care începe liturghia, la ectenia mare, o sumedenie de cereri pentru toate necazurile noastre. Ne-am oprit la cele trei cântări, trei antifoane. Primul, doar două versete din Psalmul 102. Al doilea, se adresează Maicii Domnului, care l-a născut pe Domnul Hristos, pe unul născut. Al treilea, ne redă fericirile pe care le-a rostit Domnul Iisus Hristos pe munte. Și apoi, duminica trecută, spuneam că, împreună, dacă e cor, zice corul, dar dacă nu e cor, zicem împreună, cântarea Sfinte Dumnezeule, cântarea îngerească. Cântarea îngerească Sfinte Dumnezeule. Iar după această cântare îngerească, după vohodul, așa numitul vohod mic, adică preotul ia Evanghelia de pe Sfânta Masă, iese pe ușa din dreapta, în fața altarului ridică Evanghelia și zice înțelepciune drepte, adică fiți atenți că vine Domnul Iisus Hristos să binevestească Evanghelia împărăției sale. Deci după acest moment, cântărețul de la strană sau un credincios citește prima lectură. Prima lectură care se numește Apostol, pentru că este un fragment din Sfântul Apostol Pavel sau din Sfântul Apostol Petru sau din Sfântul Apostol Ioan. Să citește Apostolul. Ei, în seara aceasta, tocmai la citirea Apostolului ne oprim. Să știți, iubiți frate și surori, că aceste lecturi, textul sfânt pe care îl auzim citindu-se, ar trebui să aibă o putere deosebită asupra noastră. Pentru că, de pildă, când diaconul sau preotul citește Evanghelia înainte de a o citi, e binecuvântată de către preot sau de către episcop, care zice, Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, să-ți dea cuvânt cu putere multă spre plinirea Evangheliei preiubitului său fiu, Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă n-are
pătrundere deosebită cuvântului Dumnezeu în sufletul nostru, pe de o parte, noi suntem vinovați. Noi care suntem ogorul în care Domnul seamănă sămânța. Poate pe de altă parte și cel ce citește, că și unul și altul ar trebui ca din punct de vedere spiritual să fie pregătiți ca să primească cuvântul lui Dumnezeu. Oricum, și versetul acesta să-l țineți minte, în epistola către evrei, în capitolul 4, versetul 12. Voi citi versetul acesta și de 2-3 ori în seara aceasta. E minunat. Cuvântul lui Dumnezeu e viu și lucrător și mai ascuțit decât orice sabie cu două tăiușuri și pătrunde până la despicătura sufletului și Duhului. Dintre încheietură și măduvă, și destoinic este să judece simțirile și cugetările inimii. Auziți? Cât de puternic este cuvântul lui Dumnezeu! Noi suntem slăbănoși! Noi cei ce ascultăm, noi cei ce citim! Și mai citesc o dată. Cuvântul lui Dumnezeu e viu și lucrător și mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri și pătrunde până la despărțitura sufletului și Duhului. Dintre încheieturi și măduvă. Și destoinic este să judece simțirile și cugetările inimii. Așa e cuvântul lui Dumnezeu. Așa puternic este. Noi suntem slabi. Și se citește Apostolul, că apoi ne vom ocupa data viitoare, se citește Sfânta Evanghelie. Oricum, vă mai îndemn o dată. Creștinul bun, zilnic citește măcar un capitol din Sfânta Scriptură. Măcar un capitol din Sfânta Scriptură. Și dacă am zis că are putere cuvântul, așa cum zice Sfântul în epistola către evrei, voi citi și o poezie scrisă de Alexandru Vlahuță, care se referă în general la cuvânt. Cuvântul frumos, cuvântul pregătit, cuvântul cu putere multă. Și zice Vlahuță că are o lucrare deosebită cuvântul. Ia uite, poate ați mai ascultat această poezie. Cam basmei a cuvântului putere. El lumi aievea face din păreri și chip etern din umbra care piere și iarăși azi din ziua cea de ieri. El poate morții din morminte să-i cheme, sub vraja lui atotputernic ești, trăpat în orice loc și în orice vreme și mii de feluri de vieți trăiești. Te atinge doar. Și tu, o biată clipă, ce tremure între două veșnicii, privești de sus a lumilor risipă și toată lor de dărnicie o știi. Aprinde în inimi ură și iubire, de moarte, de viață-i dătător și neamuri poate împinge la pieire, cum poate aduce mântuirea lor. Și apoi se referă la preoți și nu numai la preoți, ci la toți cei care vestesc cuvântul lui Dumnezeu. Voi, căror vi s-a dat solia sfântă de preoți ai acestei mari puteri, voi, în al căror suflet se frământă întunecate valuri de durere
și gânduri de un întreg popor gândite, nu duceți minunatul vostru dar ofrandă mâinilor nelegiuite, ci ca pe sfânta masă din altar a împărtășirii taină preacurată, așa cuvântul să vi-l pregătiți, ca mii de inimi la un fel să bată și miilor de veacuri să vorbiți. Eu mă gândesc cu smerenie că nu întotdeauna cuvântul meu este așa cum zice Vlacuță, să pătrundă în sufletele celor ce ascultă, să le mângâie, să le întărească, să le învețe, să le ajute să meargă pe calea cea bună. Oricum, nu uităm că prima lectură din liturgia cuvântului sau din liturgia catehumenilor este apostolul pe care îl citește cântăretul de la strană. Și noi trebuie să fim atenți că este cuvântul lui Dumnezeu. Și încă o dată, dar chiar puneți la suflet îndemnul acesta, încă o dată vă zic că măcar un capitol din Sfânta și Dumnezeiasca Scriptură ar trebui să citim în toată ziua. Repet, preotul sau episcopul, atunci când urmează ca diaconul sau preotul să citească Sfânta Evanghelie, îi dă această binecuvântare. Pentru rugăciunile Sfântului Apostol și Evanghelist, Matei, Marcu, Luca sau Ioan, Dumnezeu să-ți dea cuvânt cu putere multă, preplinirea Evangheliei Lui. Și lucrul acesta dorim să-l facem. Ascultând cuvântul lui Dumnezeu, din punct de vedere spiritual, să propășim pe calea cea bună. Iar acum o scurtă lectură. Din Părintele Ștefan Anagnostopoulos, care tâlcuiește liturghia. Și ne spune că atunci când se citește apostolul, nu suntem numai noi în biserică, biserica e plină de îngerii lui Dumnezeu. Ascultați, un sfânt al bisericii noastre, Părintele Nicolae Planas, când sluja, voia ca toate să contribuie la măreția Sfintei Liturghii. La vohodul mic, nu voia să meargă înainte doar o lumânare mică, ci făclii mari, ca acelea care se poartă la Sfântul Munte. Iar când se cântau fericirile și troparele, aprindea foarte multe lumânări înaintea icoanei Domnului Hristos și, în general, înaintea Sfintelor. Purta felonul în așa fel încât, cu toate că era mic de statură și încoveat, lua o poziție demnă și de multe ori făptura lui duhovnicească părea că atinge cerul. Cânta cu atâta evlavie, încât odată, când în timpul apostolului se afla la strană în biserica Sfântului Ioan, a auzit îngerii cântând împreună cu el cântările treimice, Sfinte Dumnezeu și multe alte cântări. La un moment dat și-a întrerupt cântatul și-a apucat-o de mână pe fiica sa duhovnicească, bătrâna Marta, o femeie credincioasă. Și i-a zis, auzi Marta, auzi îngerii. Nu-i aud, părinte. Și imediat i-a părut rău părintelui că i-a zis vorba aceasta. El auzea îngerii,
Nu trebuia să-i spun. Oare de ce i-am spus? Nu trebuia să-i spun. Îngerii sunt aici în catedrală cu noi și când cântăm Sfinte Dumnezeule, și când se citește Apostolul, și când se citește Evanghelia, numai că noi, oameni păcătoși fiind, nu-i auzim, așa cum și femeia aceasta n-auzea ca și părintele Planas, care auzea îngerii cum cântă. Eu vă doresc, frăților voastre, să puteți auzi îngerii. Și vă anunț aceasta, dar știți cu toții că de joi începem postul mai și Domnului. Iar încă de vineri seara și apoi în toată seara, după vecernie, oficiem Paraclisul Născătoarei de Dumnezeu. Amin.